Bună seara tuturor! Astăzi o emisiune bombă. Drăgoi TV, care emite în Alicante, Comunitatea Valenciană și Castellón, deci în Spania, dar nu numai în Spania, emitem în toată lumea. Ce minunăție să-i avem invitați pe Proconsul. Aventură numită Proconsul a început din pură pasiune pentru muzică. La început, membrii s-au reunit sub numele de Take a Five. Din 1994 până în 1998 au cântat sub acest nume în Suedia, dar în 1999 au ales să își schimbe numele în Proconsul. Au lansat maxi-single-ul de succes De la Ruși, au început să compună primele piese originale. În anul 2000 lansează hitul Cerul, piesă care a fost declarată printre primele 15 cele mai frumoase cântece compuse vreodată în România. Mi-aduc aminte și eu aveam CD-ul în mașină și cântam ca un nebun împreună cu prietenii, cu amicii în mașină. În același an apare piesa Fără prieteni, inspirată din perioada grea prin care trecea formația, ca urmare a hotărârii de a renunța la cântatul în cluburi și în Suedia. Au fost atunci nevoiți să își vândă din echipamente din cauza lipsei banilor și pentru a putea rămâne împreună, fără știrea colegilor, Dragoș Dincă a trimis în acel an piesa Cerul la preselecția de la Mamaia și le-a făcut o adevărată surpriză colegilor săi. Proconsul calificându-se la secțiunea creație și clasându-se pe locul 3. Tot în acel an, Dragoș, tot fără știrea celorlalți, trimite două cântece, Cerul și Mi-ai luat inima, la preselecția pentru Cerbul de Aur și Proconsul intră în concurs, fiind prima formație românească pop-rock care câștiga marele trofeu Cerbul de Aur. În același an apare și albumul Tatuaj, în care sunt incluse piesele Cerul, Fata cu tatuaj, De la Ruși. În anul 2001, Proconsul lansează un nou album numit Mi-ai luat inima și sunt invitați să susțină un recital pe scena Cerbul de Aur de la Brașov în calitate de câștigători ai marelui trofeu. Acest album a avut foarte mare succes cu single-uri ca Zbor, Mi-ai luat inima, Cerul, Despre tine sau Spune-mi despre noi și s-a vândut în peste 50.000 de exemplare. Iar în anul 2002, Carcși, basistul formației, părăsește trupa, locul lui fiind luat de Florin Barbu, ex Blazaș. Primul concert în noua formulă a fost pe 1 martie la Pitești, 2002. Este anul în care albumul Mi-ai luat inima se transformă în album de aur, datorită celor peste 50.000 de unități vândute în acel an, alături de copiii școlii americane. Formația lansează single-ul Mama Terra, ocazie cu care se reeditează albumul Mi-ai luat inima, într-o ediție specială având această piesă bonus track, Zbor. Continuă seria baladelor cu Bricheta aprinsă, iar Mi-ai luat inima și Spune-mi despre noi sunt punctele principale de atracție și mișcă mulțimile. Prin zăpadă, Despre tine sau Scrisoare rămân trufandale pentru prieteni în cluburi sau pe marele scene. Mama Terra rămâne bonusul nedreptățit la Eurovision. În 2003 apare al patrulea album, 10 povești, iar single-ul Nu-mi e bine fără tine are un videoclip inedit și prefațează un disc cu 10 povești despre dragoste, care se vinde și el pe o piață muzicală efervescentă, dar foarte piratată, în peste 20.000 de unități. În anul 2004 urmează apoi albumul 5, care marchează 5 ani de Proconsul și 5 albume scoase. Albumul conține numai piese de 5 stele a celor 5 membri și arată o maturitate componistică la care a ajuns grupul în cei 5 ani de la debut. Concertul Balade pentru tine, susținut la Teatrul Național din București, se bucură de o mare apreciere a publicului, fiind urmat de un disc live Balade pentru tine. Anul 2005 a fost anul cu multe premii și distincții, cel mai bun grup al anului, cea mai bună piesă a anului, cel mai bună voce masculină a anului, completează palmaresul trupei, dar cel mai prețios trofeu dintre toate este dragostea și susținerea fanilor din toți acești ani, fanii ai căror număr este în continuă creștere și a căror vârstă se situează între 17 și 60 de ani.
Concretizarea a 3 ani de muncă creativă și 9 luni de studio, în 2007 albumul Dă mai departe aduce aceleași sonorități complexe și melodii frumoase, semnătura Proconsul, orchestrații de natură clasică cu full strings, orchestra La Tu, balade rock, precum și un tribut adus trupei favorite Toto, Nu plânge, toate sunt pe acest CD. Anul 2008 continuă ascensiunea băieților de la Proconsul și începând cu vara anului 2008, când Proconsul susține o serie de 5 concerte în Italia, casa de discuri Cramps Music semnează un contract de coproducție împreună cu Roton pentru albumul Dă mai departe și dă startul internaționalizării formației. Anul 2009 este anul în care basistul formației Florin Barbu pune capăt unei colaborări de 7 ani cu formația și părăsește Proconsul în urma deciziei de a se muta împreună cu familia la Sibiu. Despărțirea se materializează într-un concert la Cafeneaua Actorilor de Vară, la care au participat Berti Barbera și el colaborator pe discul Tatuaj, și în concerte și Carxi, primul basist al trupei. Concertul intitulat Proconsul și prietenii pentru totdeauna pune capăt unei activități lui Florin în trupa Proconsul, dar și speculațiilor apărute cu privire la despărțirea acestuia de formație. Din luna iunie acelui an, Proconsul își reîntrăgește formula coptându-l la chitară bas pe James Alexander Lascu, un american venit în București, acesta în vârstă de 25 de ani, de origine română, dar născut în Detroit, Statele Unite, vine cu un suflu nou și cu touch-ul american și se înregistrează rapid în familia, rapid în familia Proconsul. Urmează pe 28 noiembrie 2009 la Sala Palatului un concert care lansează un album nou intitulat Sens Unic și care face dovada maturității formației, ajunsă la 10 ani de activitate de-a lungul anilor. Proconsul a adunat multe, multe, multe premii și distincții, dar cel mai prețios rămâne cel oferit de fani, de fanii și prietenilor, a căror medie de vârstă continuă să se modifice, dragostea lor necondiționată. În 2009, albumul Sens Unic dă ascultătorilor exact ceea ce vor să audă de la această formație, are soundul deja cunoscut Proconsul cu influențe new, wave, heavy și pop-rock ale anilor 80. Fanii Proconsul au apreciat acest disc, care este realmente o carte de vizită pentru Proconsul. Albumul este lansat la Sala Palatului într-un spectacol de producție, unul dintre primele din România, care are ca invitați pe Marcel Pavel și pe purtătoarea standardului rock feminin din România, Dida Drăgan. 2 ani mai târziu, în 2011, formația Proconsul consideră că ar trebui să adune pe un disc cele mai cunoscute, îndrăgite și difuzate cântece ale lor. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, ei lansează, tot la Sala Palatului, albumul Best of Proconsul, cu o producție care a ilustrat cei 13 ani de activitate caracteristică, dar și 13 ani din viețile personale ale membrilor formației. La începutul anului 2012, James, basistul formației, decide să se mute înapoi în Statele Unite și locul lui este luat de Robert Ursache. În cei 14 ani de activitate, Proconsul a lansat 9 albume și au dat numeroase interviuri și au avut apariții la radio, TV, au avut concerte în toată țara și au parcurs mii de kilometri. Acum este timpul să cânte și în afara granițelor țării din nou și concertează cu succes în UK, la Londra, Bruxelles și Luxemburg. Ultimele două țări la invitația Roart. La începutul lui ianuarie 2014, Ljuben Cordievski, clăparul formației, decide să plece în Belgia după o minunată și îndelungată experiență în cadrul familiei Proconsul. Mulțumim, Ljuba! În locul lui vine pentru o scurtă perioadă Sorin Tudor, pentru că în luna martie să li se alăture în locul acestuia Fisa, un instrumentist foarte apreciat și un coleg și prieten cu care nu te plictisești niciodată. 2015 a fost un an cu multe proiecte frumoase, cu numeroase evenimente și apariții la TV și radio. Anul a început la inspirația momentului cu relansarea piesei
Barosanu, în luna februarie. În martie s-au împlinit 16 ani de proconsul Swiss 16, iar aniversarea a fost sărbătorită printr-un concert memorabil la Berăria H. A urmat apoi în aprilie lansarea piesei și a clipului Aici cu mine, făcute în colaborare cu Andra și cu Ștefan Bănică Junior. În august s-a dat startul companiei Un om mai bun, prin care s-a dorit o schimbare a mediului în care trăim. În octombrie 2015 a fost lansată melodia Un om mai bun și a fost filmat clipul piesei, avându-l în rolul principal pe Dragoș Bucur. Mulțumim mult, spunea în acest text Dragoș Bucur. Tot în octombrie, ca parte a campaniei Un om mai bun, trupa a participat la Big Build, la o inițiativă marca Habitat for Humanity Romania, care și-a propus și a reușit să construiască în doar 5 zile 8 case pentru 8 familii nevoiașe. Felicitări! Campania Un om mai bun a continuat în noiembrie, când proconsul a devenit ambasador Star of Hope în România și a ajutat la strângerea de fonduri pentru a susține educația copiilor cu dizabilități din Iași și nu numai. În decembrie, proconsul, alături de Jericho, a susținut un alt concert caritabil în Londra la invitația diasporei de acolo. Banii strânși din vânzarea biletelor au fost folosiți de fundația Mereu Aproape pentru a construi case pentru familii nevoiașe. Tot în anul 2015 s-a încheiat frumos, odată cu lansarea, alături de Connector, Raluca și Ruxy, Black Sea Girls, a colindului Lumină de Crăciun. Și povestea probabil că continuă și eu nu ar trebui să mai mă opresc din citit și din povestit despre proconsul. Sunt zeci de mii de alte cuvinte care ar trebui spuse despre această legendă, pentru că voi deja sunteți o legendă. Este mult ce am spus, poate fi puțin, poate plictisi, dar nu puteam să ratez nimic din ceea ce am spus. Pentru că eu personal vă spun, vouă trei giganți de acolo, v-am ascultat neștiind că fratele meu Eugen vă cunoaște. Eram nebunit și dădeam muzica la maxim ca să le demonstrez. Aveam și eu, mai ales cu Cerul, aveam o vârstă la care vreau să le demonstrez celorlalți ce mașină șmecheram și ce muzică tare, și să cânte și cei după stradă cu mine Cerul. Pentru că eu cântam cu vocea înnebunit. Numai un pic, că nu vă aud. Vă auzi? Da, da, ok, acum vă aud și eu. Vă pupăm, salut, salut! Bă, vă iubim și noi tare de toate. Practic, e o minune ce ne povestește Robert acolo. E vorba, cred, tu voiai să afle celelalte persoane de sex feminin din jurul tău. Da. Ce mașină ai, cred, nu? Da, mână, da. Și ce muzică ascultă. Da, eram un pic mai tânăr și foarte... Na, trebuia să demonstrez, iar cerul era... Adică era pe sistemul... Eram la Freiburg, jucam o partidă de cărți cu consulul german, câștigam, nu? Da, bun, da. Absolut, mai ales ascultând. Numai un pic, Eugen, lasă-mă că sunt prea emoționat și acum... Fă-ți treaba. Îmi fac și eu treaba, ca să zic așa. Gândește-te, Bodo... Că îmi cer scuze, Dragoș, Dinică, întotdeauna oamenii care dincă, susțin... Dincă, iartă-mă. Dragoș, Dinică și Robert Anghelescu, voi sunteți cei care a susținut acest mit și această legendă și mereu mă întrebam cum or arăta oamenii aia. Pentru că eu vă ascultam foarte mult pe CD-uri. Era epoca aia când s-au vândut 50.000 de CD-uri, nu? Clar că imaginea proconsul ai fost cu Bodo. Și felicitări și întotdeauna am un alt prieten care eram înnebunit și făceam o afacere atunci în România, eram în plină expansiune și le spuneam tuturor agenților, eu aveam 150 de agenți de vânzări și ziceam, haideți să începem trainingul de dimineață cu Cerul. Și nu este o minciună. Nu-ți mai spun copiii noștri vă cântau melodiile. Și în continuare, copiilor pe care i-am acum, eu am 9 copii, Eugen știe foarte bine că am 9 copii și poate confirma. Da, da. 9. 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
Bravo! No. Gospodar, ce bravo, vrei să bravo, zic. Bravo, da, bravo. Oamenii gospodar, se plâng tata, și de... Da, gospodar de la Bacău cu ușa prin pod. Da. Așa, noi suntem de la Bacău. Mă rog, el, eu nu. Da, el nu-i moldovean. Auzi, mi-e drag să vă văd din nou, ne-am văzut la ultima cântare, acum vreo 2 ani, nu știu unde, nu? La un private. Da, 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 pe la Paladi, pe acolo. Pe Paladi, acolo, pe la Paladi. Și au trecut ani și vrei, nu vrei, ți le amintești. Vorbim zilele astea, ținând legătura cu Bodo, Dragoș și Robert, și fratele meu Robert m-a întrebat, domnule, dar cum? Zic, bă, stai puțin să-mi amintesc și ia corectați-mă dacă eu mint. Prima noastră întâlnire cu tine, Bodo, și cu Dragoș a fost undeva, era un restaurant, voi ați început cu cover-ul, Suedia și cealaltă, și când da, v-ați întors acasă, era trupă de cover, care, de fapt, baza unei trupe, e părerea mea personală și nu mă înșel, este cum era pe vremuri, se cântau în baruri, în restaurante, bine, la alt nivel, și asta erau, și de acolo au plecat. Și de acolo, din 13 septembrie ăla, mi se pare când m-am dus eu la... Ba da, eu am plecat la bar la Melodii, la Păunescu, și după aia am plecat în străinitate și ați venit voi în locul nostru. E așa, Dragoș? Păi nu, întâi a fost Bodo așa, cu Vrabie și eu cu... Eu nu cântam cu ei atunci, era Dragoș. Da, da. Cu Voine. Așa. Eu eram eu la Melodii, exact, eram la Melodii cu Santu Dimitrescu. Da, așa. Of. Mamă, ce bă, eu am prins contractul ăsta în Suedia și i-am luat pe Robert și pe, sau pe Bodo și pe Robert cu mine. Da, acum am înțeles. Și așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat minunea, cum ar fi, minune, știi? Da, deci, pe bune, chiar minune. Pentru că noi ne-am dorit foarte mult, eu cel puțin mi-am dorit foarte mult să avem o trupă. Noi în Suedia am fost foarte bine cotați. Știu. Adică ajunsesem în al doilea sau al treilea an de Suedia să fim a doua formație dintre 20 de formații, cea mai bună formație, bine, care cânta acolo, adică eram foarte bine văzuți. Conform și cântam în discotecă, da, cântam în discoteca de pe Vapor și acolo erau cele mai bune trupe, pentru că în rest mai erau piano bar, mai erau o trupă de 3, de 2, că erau vreo 3 restaurante plus un trubadur care cânta la casino. Eu când am plecat de la Melodie, am plecat vreo 5 ani pe Vapoare de Croazieră. Și știu ce înseamnă. Da, e un vis, e frumusețe, vezi toată lumea. Da. Da, uite, ca no, să vezi, îmi permis să vă spun ceva, Bodo, scuze. Iartă-mă două secunde, iartă-mă două secunde. Te rog. Nu vreau să epatăm, nu vreau să fie... Noi am fost privilegiați un pic, pentru că noi vedeam uscatul în fiecare zi. Da. Și a vedea uscatul în fiecare zi și a fi în Suedia, am lucrat doar cu suedezi. Asta. Deci doar cu suedezi. Eu am lucrat și cu filipinezi și cu polonezi, cu de tot. Rația. Eu vorbesc de conducere. Conducere? No, conducere la noi era nemțească, germană. Intermediar român, n-am avut niciun fel de intermediar. Eram considerat de rați suedezi, dar erau... A. Deci erați direct, în contact direct cu managerii de acolo, cu valori. Toți ne tratau ca pe artiști din România, nu contă. Eram artiștii care veneau și... Artiștii aveau un statut special acolo, semnai un contract prin care nu prea aveai voie să iei legătura cu publicul sau da, că nu aveai voie da, să stai pe acolo prin discotecă în afara orelor programului. Noi eram privilegiați, puteam să le facem pe toate fără să ne tragă nimeni de urechi, fără să ne să supere nimeni pe noi. Sincer, dacă le trebuie Robert, o să spună Robert al nostru că după o lună de zile de contract te simțeai cam... Am ca după un concediu de 30 de zile, super tare, în care te-ai distrat mișto, foarte da, tare. Da, da, da. Da, la noi era foarte tare. Dar nu vedeți... Bine, noi știm și cum era. Nu vedeți cum e? Deci, când ați plecat de la început cu Dragoș, voi doi alături de Dragoș, ați rămas toți trei. Lumea a mai plecat din motive, familie, nu știu, dar voi ați rămas cu baza... Așa, îmi permis da, să spun, baza proconsul, baza proconsul sunteți voi trei. Da, da, pentru că noi am crezut în ce vrem să facem și am crezut în prietenia noastră și în frăția noastră. Vă spun acum, nu știu dacă a simțit-o. Știi că mi se părea la început, când am început să colaborăm noi, voi din poziția de artiști, de muzicieni, nu știu ce, și eu managerul, da, mă rog, vorbeam, da. Mamă, nu-l suferam pe Robert. Te pup, ești fratele meu. Mi se părea foarte rece, așa, știi, că cu tine mai beam un șprizman cu Dragoș,
Dar Robert era foarte serios. Domne, hai să repetăm, hai să facem sound check, hai să nu... El era telăș. Păi să spun de ce, mă, pentru că el avea niște sechele de la Gogu, înțelegi, de la Verban. Aoleu, da, Cornel. De la Cornel, că tu ai cântat cu el. Cine avea? Stai așa, stai puțin, că la Cornel nu e problemă. Da afară, da afară, Bodo. Avea niște sechele de la Minish, dacă mai știi. Deci restauratul Minish, dar spune Robert, hai că... Deci degeaba vorbesc, eu trebuie să-l las pe Robert să povestească. Zine, Robert, te rog. Așteptam. Păi n-am ce să spun, eu n-am cântat cu Gogu, dar l-am observat din exterior. Deci n-am cântat cu el. Raymond a cântat cu el. A? Dacă se poate spune așa. Și mamă, și ce băiat bun. Minish. Și Raymond era și deosebit. La Minish. Da, este un băiat deosebit. Nu mai știu. La Minish a fost dat în ziare, în prime time, ca să zic așa, pe prima pagina a ziarelor. Se numea formația de acolo cum că cântă Cavalcada Tornadelor Maneliștilor și toate piesele de la prima până la ultima erau manele, da. Un saxofon foarte tare în față care spărgea timpanele de la ambele. Era și patron. Cumva pe acolo. Da, Costel îl cheamă. Cred că îl știi, Bărgean. Din familia. Ah, nu, da, e nemaipomenit. Nu știu. Da. Așa și publicul de acolo erau așa, cei mai polițiști corupți, da. Cu cele mai florărese bogate, cu 70 de fuste, Robert. Da? Cu cei mai periculoși care își lăsau topoare, săbii și în fața acolo, așa și cu cei mai penali ospătari care țineau în buzunarul de la frac cărnați. Da. Și furau la note, dezrupea cap două. Așa. Și totul era, nu, era totul TV-ul. Era o ferie. Nu, era TV-ul mai mare. Mascat. Da. Da. Și era, ca să închei, să nu monopolizez eu. Da. Mama s-a rugat foarte mult de mine să intru în acel club sordid restaurant. Și mi-a tras un picior în fund care m-a proiectat în restaurant. Altfel n-aș fi intrat acolo. Iubitul meu, hai să-ți spun ceva. Minish pe timpul ăla era sus de tot ca bănuți. Muzicanții făceau bani mulți acolo. Adevărat. Este adevărat. Da, era acolo lângă obor. Ah, primeai părțile care vreau ei. Păi eu l-am înlocuit pe iubitul tău prieten, care este un mare pianist. Cum îl cheamă? Care acum a chelit. Și era la Vocea României, la Vocea României și cântea și la Vocea României. Dan, cum îl cheamă, are două nume. Pianist. Mare pianist, care cântea și pe Vapoare și chiar și cu tine a cântat. Mă, știu. Dan, nu știu. Dan. Zim ceva, Dan și mai cum, Dan un capitan de plai. Da. Nu. Este un mare pianist și acum, este mare clăpar, un mare pianist. Are ce mai mare din România. Dan... Nu, Dan. Grigore. Nu Dan Grigore. Hai că știi. Nu știu, e un singur, dacă îmi spui un singur nume, ăla a cântat cu tine. Da, n-au fost 70. Și mă, Dragoș Sorin. Dragoș. Aoleu, da, după aia l-am luat cu mine, ai dreptate, cu pe Vapoare. Copilul meu, de sub, fratele. Da. Ei, da, Dragoș. Am uitat, a chelit, ai dreptate. El a plecat și eu l-am luat. Eu l-am înlocuit pe el. Eu l-am luat, mă, de acolo. Eu l-am luat cu mine, foarte cu Doru Danciu, cu Stella Enache. Dar vei să cânt. Păi vezi, dacă nu-l luai... S-am creat un loc fantastic ție, Robert. Da. Ai văzut unde ai ajuns? Ai văzut unde ai ajuns? Datorită la Minish. Da. Da, uite, și ce mi-e drag? Că sunteți la fel, vorbiți deschis, sunteți jovial, sunteți niște oameni foarte normali. Chiar dacă celebritatea, pe bune, fără a fi modești, ați ajuns și sunteți unde sunteți, voi ați rămas aceiași oameni modești, fără mișto. Eugen, da. Eugen, trompetuță, fii atent. Noi în fiecare luni, miercuri și vineri ne avem experiență acum în treaba asta cu YouTube-ul și cu emisiunile de genul ăsta, pentru că de 3 luni, de mai mult, de când, Dragoș? Martie, aprilie. Din aprilie. Cam din aprilie ne-am apucat noi în fiecare luni, marți, luni, miercuri și vineri. Noi la început am fost în fiecare zi.
Aha. Ne întâlneam cu prietenii pe o platformă de genul acestei platforme, ne întâlnim cu prietenii, astăzi, de exemplu, prietenii noștri care în mod normal intrau pe platforma noastră, sunt cu siguranță acum vizionează platforma voastră. Bravo, mă bucur. De ce? Bucur pentru că noi suntem obișnuiți. Da. Iată, eu tot v-am urmărit din perioada asta de pandemie, bă, s-au amânat o grămadă de cântări de ale voastre, de concerte prin țară. Era trebuie să fie Deva, Alba Iulia, PAC, nu, voie, nu, aia. Da, ideea este că noi avem un proiect cu această emisiune care este normal dedicată, nu, prezentată de Eugen. Eu sunt și eu pe aici. El e copresentator. Așa e cu frații, facem nepotisme. Mă bag și eu. Înseamnă. Ideea este că ne gândeam să facem un mare concert în Spania, unde sunt o grămadă de români. Comunitatea e foarte mare aici. Cu artiști celebri români, pentru că artiștii celebri români sunt o grămadă și dacă vor da, pentru că aici se aude că în septembrie vor relaxa un pic lucrurile, mai să mult. Putem face un concert, să mai prindem un pic de vară. Dacă, pentru că septembrie și octombrie aici e cald. Ascultă-mă, Dragoș, aici până în octombrie spre final ai 20-21 de grade. Deci, da, mai ales da, în zona asta. Am fost acum 6 ani, cred, sau 7 ani la Madrid. Nu, acolo la Alcalá de Henares am stat, dar am fost în Madrid în fiecare an, da. Se organizează un concert al naționalităților conlocuitoare din Spania, de acolo, de la Madrid. Da, da, da. Și într-un an în care a venit, fusese Voltaj, fusese Holo, mi se pare, și ne-a dus, era Joie de Alvare care organizează, mă rog, era implicat în chestia asta, și am cântat și noi la Madrid, a fost foarte interesant și chiar ne-am bucurat să mai mergem, să mai venim. N-am mai fost în Spania acum de atunci. Va trebui să veniți în Valencia. Păi, hai să-ți spun ceva. De joi acum, noi am fost sâmbătă, eu cu Robert am fost la Madrid, sus de tot. Nu facem figuri și așteptăm joi să vină o delegație de la Madrid să punem unul dintre proiectele noastre, e asta cu un concert cu artiști celebri români, voi și alții și alții. Sperăm să aducem 3-4 trupe, dar să le punem parte în listă. Eugen, da. Eugen, da, Eugen. Deci dacă ai fost acolo, ai vorbit cu cine știu eu? Da. Dacă ai vorbit, spune că îl rog eu frumos să rezolve treaba, cred. Spun și eu o vorbă, te rog eu din toată inima. Da, da, da. Cu ăla. Da. Da. Nu, cu Juan Carlos, nu. Cu Juan Carlos ăla bătrânul, că e luat acum. Arat-o. Nu știu ce probleme. Și mai spune. Am văzut la știri. Eugen. Da. Auzi, Eugen, te rog eu din toată inima mea să-i mai spui că noi românii ne înțelegem foarte bine cu țiganii și că acum mai vin și constanțenii de pe mare. Înțelegi? Și că putem lua și pe ei. Ce ți-a plăcut toată viața. Vezi, reminiscențele de la Miniș ți-au rămas în tine, Robert. N-ai ce să faci. N-ai ce să... Băi, nu știi cu imigranții că se mai rupe câte o corabie, mai vin gacii pe... Bine, aici ce să le fac? Aici sunt declarații 800 de aia. Na, să nu le zice. Știi bancul... Stau foarte bine pe aici. Săraca ceva. Ca să nu-i spunem pe nimeni, cioara. E un banc. Aiurea. Nu e aiurea. E săraca ceva, care poate o fi urât cineva. Păi de ce nu-i spui pe nume? Eu ce zic, așa e bancul, că țiganul nu-i spunea cioară că era jenă. Și zicea săraca ceva, da, o fi omorât o cineva. Da. Era cu, ca și cum ar fi Jignio. Jignio, da. Deci eu confirm că Robert chiar vorbește foarte serios când vorbește despre țigani. Că iubește, că chiar iubește. Știu. Îl iubește. Eu, de exemplu, am doi copii de etnie romă adoptați, copiii mei. Știu, să trăiască frumos, tare. Felicitări. Noi suntem. Avem prieteni extraordinari de buni de etnie romă care fac cinste Presley, da, muzicanților din România și pe care îi iubim tare mult. Avem prieteni de etnie romă care sunt niște creștini autentici, senzaționali, ce să spun? Bodo, hai să vorbim cinstit, nu facem politică, nu facem mură de rasă, nu comparăm. Există uscături în orice pădure, clar, indiferent ce. Noi, uite, îți spun ceva, noi ne luptăm acum
zilele astea, săptămâna viitoare, să luăm toate aprobările și știi ce facem, nu? Pe 5 hectare, pe 50.000 de metri pătrați, se cheamă Gypsy Land. Din toate țările din Europa au la dispoziție un spațiu de 1.000-1.500 de metri pătrați în care se vor desfășura tradiție, cultură, absolut ce înseamnă muzică, artă. Vrei să vezi țiganii din Spania, îi vezi acolo. Vrei să te muți, îi vezi pe aia din România și vom da drumul cu ajutorul lui Dumnezeu la anul în primăvară. Da, este un concept, e un groaznic de exact, de, nu, e un camping tematic. Da. Mai exact, intrăm pe circuitul de turism și atunci neamțul vrea să trăiască ca și țiganii din 1500, da. De la 1500 vine acolo, mănâncă, ca aia din Spania, ascultă muzica flamenco și dansează. Și nu mai știu eu ce face acolo. Dacă reușim să ajungem la, să sărim un procent, două peste 51%, peste 50%, e reușită totală. Știi că în orice proiect, asta e deviza mea, ai sărit de 50%, o duci la capăt. Hai să fii atent. Nu știu, fanii voștri și clar îi salutăm și noi, Robert și Eugen, vreau să le punem și ăstora de aici, din Spania, din diaspora, două piese de ale voastre și să intrăm din nou. Vă supărați? Nu, foarte bine. Păi bun, da, hai să vă audă. Că poate mulți nu au avut oportunitatea asta și să vă și vadă, să vă vadă efectiv fizic și să audă și piesele voastre. Ne auzim după. După. Da.
Dacă nu mai pot să stau și nici nu mai vreau să privesc un gol de sus, să mă pierd în vânt, în necunoscut, gândul să-l ascund din nou. Am lăsat cândva mult în urma mea tot ce n-am știut și acum. Cât de mult aș vrea să-mi schimb inima și să caut vocea ta. Aud o chemare, vătrează de soare, într-o zi senină, plină de lumină, mistuit de dor, eu trimit pe-un nor gândul călător spre cer. Caut liniștea, caut pacea ta, vreau lumina în viața mea. De-a voastră care să nu fi fost hit. Este foarte interesant. Am auzit multe grupuri, multe formații care cântă, dar au 1, 2, 3 hituri care au explodat. La voi, bine, Cerul e pe cel mai înalt nivel și Restul e sărut. Toate sunt hituri, nu știu cum le-ați transmis. Probabil că fiecare text a fost bine gândit, pentru că vorbim și de un text extraordinar. Toate textele voastre au un mesaj, au un mesaj, nu e doar muzică, e muzică și text. Auzi, Bodo? Bine, acum, noi venim într-o zonă, chiar ne auzim acum? Mă auziți? Da, da. 5, 2, 9, 4, 3, 2, 1, 2, ne auzim? Da. Ne auzim, ne auzim? Ne auzim? Ne auzim? Martin? Eu te aud, Bodo. Eu te aud, Bodo. Și eu te aud pe tine, i-aud și pe ei. Auzim și pe tine, Robert, și pe tine, Eugen. Da. Noi v-am auzit. Okay. Auzit foarte bine, foarte bine se aud. Da, perfect. Aha, gata, vă auzi și așa. Scuze. Noi venim dintr-o zonă, dintr-o epocă în care era musai să ai un mesaj la cântec. Ceea ce nu se întâmplă în zilele noastre. Minimalismul din muzica actuală distruge mesajul cântecului și pune accent doar pe starea pe care ți-o dă piesa. Noi suntem dintr-o epocă unde textul era foarte important și continuăm să facem lucrul ăsta cu
orice risc cum ar veni, da? Cine vă face textele? Depinde. Uite, acum în ultimul timp eu n-am mai scris mult. Sunt și Dragoș face text. Eu am făcut la ceva piese, la multe dintre piesele de până din... La marea majoritate. La marea majoritate. Da. Aha. Dar nu la numai cerul? La cerul cine a făcut text? La cerul e textul meu. Felicitări, bravo, Vodă. El e nebunit cu cerul. E frumos. Da. Dragoș, un om mai bun, de exemplu, e textul lui Jericho, cu toate că lumea n-ar zice, e textul unui rapper care a scos foarte repede cuvintele astea frumoase, înlănțuirea asta de cuvinte teribile de la cânte cu un om mai bun. Și avem multe colaborări. Auzi, Bodo, Dragoș, Robert, în ce an ați fost voi? În 2000 la Mamaia? În 2001. Da, în 2000 am fost la Mamaia. Da, în 2000? Da. 2000 și în 2001 la Cercul de Aur. Ok, 2000, vreau să reamintesc ceva. De fapt, eu să-mi amintesc. Fata mea avea 16 ani și s-a calificat pentru Mamaia, știi? Da. Normal, fără intervenție, fără că eu n-am niciodată. Și îmi spune, în spate eram și eu și Edgar Surin, știi? Cu Edgar Bercea, cu nu știu ce. Și îmi spune Edgar, deci intră în finală, da, 8 nu știu câți soliști, la interpretare. Și îmi spune ce Eugen retrage fata. Zic, păi de ce s-o retrag? Cu două ore înainte de finală. O paradesc. Deci, ca să vezi cât de mult, nu vreau să blamez pe nimeni, să trag niște sfor și la Vocea României și la de toate. Păi nu, aici vrei să spun eu care e istoria cântecului Cerul la Mamaia, ți-o spun repede. Cât te rog, repede, fii atent. Te rog, nu repede. Am mers și am cântat, deci cu toată dragostea și cu toată sinceritatea, ne vede Dumnezeu și știe dacă nu mințim, am venit și am cântat cântecul ăsta. Nu era în prima audiție, cu toate că se cerea la creație să fie prima audiție. Sigur. Și... uite, când au văzut că e bună piesa și că se duce în sus și așa, mama, au sărit toți de fund în sus, au zis, bă, e grav, ăștia au mai cântat piesa. A venit Liana Sândulescu și ne-a întrebat, mă, ați mai cântat piesa? Spuneți-mi clar dacă ați cântat-o, că oricum vă dau afară din concurs, e simplu. Mama. Dacă îmi spuneți sincer că ați cântat-o sau vreau să recunoașteți dacă ați cântat-o sau nu. Și Dragoș mi-a zis, da, mamă, că am mai cântat-o odată sau nu știu în ce emisiune, am mai prezentat o dată într-o emisiune. La Calatis, nu, la Calatis a fost. La Calatis, da. La festival, da. Da. Acum noi aveam și o... Dragoș era și necăjit așa și ambiționat de o fază. De ce? Noi cu piesa asta am mers la casa producătoare de vremea aia și când am prezentat Cerul, mi s-a spus acolo, ne-a spus o doamnă directoare, a zis, bă, într-o epocă în care paraziții fac ravagii și B.U.G. Mafia, veniți voi cu textul, aș culege în palmă o stea să te am pe tine, e frumos. Dar nu prea merge în perioada asta. Aici, după când ăștia sunt la putere cu după blocuri, suntem noi. Acum, nouă ne-a venit în cap să-i spunem că și în 2500 un bărbat, atunci când își dorește să cucerească o femeie, îi va vorbi frumos. După aia mai vedem, dar nu contează. Până când va cuceri femeia, mi va spune vorbe extraordinar de frumoase. Asta se va întâmpla întotdeauna. Nu contează timpul, locul și așa. Dar nu le-am spus treaba asta, ok. Și a apărut așa, cânte cu cerul, a apărut ca un copil mort din naștere. Da. Asta l-a ambiționat pe Dragoș. Da. Să dea piesa și la Mamaia și la Cerbul de Aur și în toate părțile s-o prezintă. Pentru că era o piesă în care noi am crezut, el a crezut tare mult și care trebuia prezentată nimeni din cei care conduceau showbizul. N-aveau dreptul să, și nu cred și acum, nu cred că au dreptul să spună piesa e bună sau rea. Cel care are dreptul să spună piesa e bună sau nu e bună, publicul. Este publicul. Bravo, te respect. Terminat discuția. Absolut, clar. Dragoș reuși să strecoare cântecul ăsta la Mamaia ca publicul, pentru că toată lumea se uita la festivalul de la Mamaia, să vadă capătul opera, să vadă cântecul. Bun, l-au văzut. Și de aici a început, mă rog, ne-au lăsat în pace pentru că am recunoscut, că da, că ați mai dat undeva. Piesa a mai cântat odată. Ne-au iertat de asta. Și m-au dat locul 3. Și acum noi
stai să vezi, noi am cântat piesa după care am plecat, că aveam cântare pe la, nu știu unde, departe, unde Dragoș, la satul mare, unde e departe, rău. Am plecat de la Mamaia la satul mare, am dat pe microbus. Da, mă, ce? Ceva departe. Bun. 5-600 de kilometri, clar. Dacă mai ții minte, atunci funcționa, se făcea departajarea pe televoting. Da. Toată telefonia mobilă, dacă mai ții minte, era pe sistemul ăla de netaxabil 2 secunde sau 5 secunde. Știi că studenții între ei telefoane, ne vedem la, pac, închidea, universitate, pac, închidea, la 4 și jumate, pac, închidea. Vedeți că nu se taxa. Da. Și exact pe sistemul ăsta, prietenul nostru bun, după aia Cali, chiar a devenit prin... Cine? Și a spus-o, ne-a spus-o clar, Călin de Lampard, care a luat locul 1. A zis, bă, piesa voastră... El a recunoscut, a zis, m-am dus la primul internet cafe, după ce am ieșit din concurs, m-am pus la calculator și mi-am băgat vreo câteva mii de de-astea, de voturi așa, de voturi la secundă. Tăcă-tăpă, tăcă-tăpă, tăcă, pentru că se putea. Da. Înțelegi? El a recunoscut, el ne-a spus treaba asta. Ne-a spus treaba, ne-a recunoscut, zice, bă, îmi pare rău că am făcut-o, am luat atunci, dar s-a văzut după aia ce care piesa câștigătoare de-a lungul anilor. Mă rog, știi ce e? Știi care e marele păcat? Noi am primit un telefon în mașină, țin minte că eram în mașină, și am primit un telefon că trebuie să ne întoarcem la Mamaia de la Oradea, după ce am avut cântarea. Ca să primiți... Că suntem în gală și că, da, ca să primim locul 3, dar am mers acolo. Să știi că, uite, stau și mă uit de-a lungul anilor. Premiile au contat mai puțin pentru noi și noi ne-am făcut prea puțin treaba cu premiile câștigate. Nu, da, apariția a fost beneficiată. Notorietatea v-ați câștigat-o clar din cauza publicului. Știi care e problema? Uite, voi deja erați... Noi ne-am ținut de treabă și ne-am dorit, am spus, gata, m-am luat premiul, ok, hai, mai departe, ce e mai departe? Ei, nu, n-am asta, bătut, nu, cu asta că știi... poate am greșit, că n-am bătut monedă pe moment, auzi, pe Eugene? Pe da, Robert. Să spun o singură propoziție. Știi de ce nu mai există trupe din anii 2000 încoace? Asta vreau să vă adică de notorietate, cum ar fi Taxi, noi, Vița și... Nu știu, trupele care contează, că nu stăm să facem acum. Știi de ce nu mai există? Pentru că nu au nicio determinare. Pentru că nu au pe cineva care să le fie călăuză, să aibă un manager bun, care să-i determine să creadă în ei, muzica lor, în mesajul lor, în performanța lor. Și atunci toată lumea își pune problema în felul următor. Bine, dacă o să mă duc și o să repet cu trupa cu tare sau cu băieții cu tare, eu ce o să câștig? Și acum vin și spun un singur lucru pe care l-am dat de multe ori exemplu. Când era Wagner, încă nu era Wagner, știi, așa, de o mare notorietate, și se ducea pe la tot felul de, așa zici, oameni de afaceri, cum ar fi fost ale vremii, care ce erau? Erau nobili. Și nobilii trăiau din terenuri, din sclavi, din arende, din, mă rog. Și un nobil de ăsta mânca, l-a arătat la masă, era într-un film. Și el s-a dus și ce, s-a găsit o afacere. Și el a lăsat bucățica de pui, a lăsat cartofii, a lăsat salat, a lăsat fructele, tot ce era acolo. Și zice, da, te ascult. Și era gras așa și curgea așa. Și l-a zis, unde, ce afacere? Și că am găsit o investiție extraordinară. Ce investiție? Spune-mi imediat unde. În mine, imbecilule! Bine, frumos exemplu. Să știi că dacă contrapolezi acum, da, din vremurile alea lui Wagner, al lui Mozart, mai vorbim de Mozart, care a murit un amărât și nu știa nimeni unde s-a îngropat, cel mai mare geniu existent în toată muzica clasică, simfonică. Ei acum și pune subiectul, unul dintre motivele, subiecte scurte, așa, care vreau să vorbesc cu voi, exact ce ai punctat Robert. După 2000, spunem și mie o trupă, tineri, noi acum toți avem altă vârstă, suntem altă generație. Numește-mi o trupă care a căpătat notorietate, a avut susținere și o vedem pe undeva, pe ecrane, pe radio, pe TV. Numește-o. M-aș bucura să o aud. Cum? Din păcate nu există. Mulțumesc. Din păcate nu există. Așa este. Nu există.
Tu ai spus bine, nu mai există determinare, nu mai există susținere, totul este o bătaie de joc la adresa, eu spun clar, mie nu mi-e frică să vorbesc. Adresa artei. Adresa artei, a muzicii în general. Cum ai făcut ceva? A, ce primează, ce este acum râsul și bătaia de joc a muzicii, care nu o numesc că n-are sens. Uite, oameni ca voi, credeți-mă, credeți-mă, în pauza aia cât s-au derulat cele două piese, încercăm, vorbeam cu Robert, cu fratele meu și s-ar putea, dacă ăștia din Spania dau și semnele sunt bune, să dea drumul un pic, se poate face în aer liber. Eu n-am știut, el mi-a spus de o lege, el fiind de vreo 12 ani aici. Da, eu organizez acum un congres pentru o anumită situație. Și poți introduce în săli închise 40% din aforo, adică din spațiul pe care îl are acea sală. Fiind de 200 de persoane, poți introduce 80 de persoane, fără nicio problemă, tot așa. Legal. Atunci ar trebui să ai un stadion, probabil, dar ciudat este că meciurile de fotbal nu funcționează. Nu, dar hai să vă spun ceva. Săptămâna trecută, în Anglia, da, la Londra, nu știu ce artist a fost, 16.000 de persoane pe stadion. Pentru că ai capacitatea mare, da, de locuri și e 40%. Nu știu ce artist, Chris de Burg, mi se pare, e la Düsseldorf săptămâna asta sau următoarea, 12.000 de bilete vândute. 12.000. Și la noi în România îmi dai voie să fac cu 500 de persoane că să vând artistul. Bine, a făcut Delia, mi se pare. Da, a fost un fiasco, au fost 100 de persoane. Știu. Exact, au fost 3 zile, dintre care doar unul cu bilete, restul au fost invitații peste invitații, dar acolo e altă situație, acolo sunt bani. Sunt bani, e susținere, nu trăiesc din asta. Bineînțeles. Franța a anunțat că începând cu 1 sau 15 septembrie ridică orice restricție la orice eveniment, orice expoziție, deci în Franța de la 1 sau de la 15. Acum, să dea Dumnezeu. Să fie Spania. În Germania spunea Mihnea că tot așa din septembrie încep să fie cu vreo 5.000 de oameni. Au făcut un experiment, la 5.000 de oameni. Două lenduri din Germania, Dragoș, au făcut un experiment extraordinar. E foarte tare mi s-a părut. Bă, deci hai să vedem. Două lenduri au băgat un milion de euro să se facă trei evenimente de trei tipuri, mă rog, cu mai multe, mai puține și mai puține persoane în... să se simuleze. Da. Niște evenimente pentru a demonstra guvernelor că se poate face sau... Că nu se întâmplă nimic. Dar profit la zero la toate. Adică organizatorii Bodo, Dragoș și Robert, atâta așa. Timp cât poți lăsa oamenii să intre buluc într-un supermarket, bine că au niște distanțe, e ca și cum au făcut de Paște cu biserica. Au închis bisericile, dar lași oamenii la supermarket. Adică mi se pare că își dau cu stângul în dreptul. Ideea este că eu fac foarte multe... Fac foarte multe emisiuni în care dezmint nu că nu are exista COVID-19, ci faptul că extrapolează și măsurile umflă... Măsurile sunt exagerate. Imposibile. Eu sunt optimist. Ascultați-mă, fraților. Sunt foarte optimist. Ce spuneai tu de Franța, eu de Anglia și de Germania. Noi știi ce suntem? Niște imitatori. Dacă ăștia deschid, merge și Orban și Iohannis. Hai să mergem și noi. Hai să le mai dăm drumul la fraier. Probabil că asta așteaptă. Macron, Merkel și cine o mai fi, Johnson. Am mai vorbit cu cineva teoria asta. Din păcate, după părerea mea, eu nu sunt nicior pesimist, dar este prima oară, Eugen, în viața mea când nu știu încotro să o iau. Este prima oară. Niciodată n-a fost în situația asta este în care să nu înțeleg ce trebuie să facem, pentru că este... Adică lucrurile sunt și cum să spun... Măsurile sunt n-au nicio legătură cu realitatea, adică ei fac niște chestii, cum spunea și Robert, dai drumul la supermarketuri, dar închizi acolo. Acum deschid, zic că dau drumul la elevi și că, domne, și se anunță mari număr de infectări, pentru că o să fie înceapă școala și o să fie focare.
Dar dacă te duci în parcuri, dacă te duci la mare, copiii sunt tot timpul se joacă, sunt împreună, da, și nu s-a, nu s-a mărit nimic, n-a murit niciun părinte. Non-stop. Ai punctat extraordinar de bine. Ai punctat. Da, hai să revenim. Dragoș, hai să revenim la chestia asta care ai spus-o. E foarte ciudat, că asta vorbeam și cu Eugen. Același sentiment îl avem. Nu știi încotro și ce proiecte să-ți faci. Adică ne-a oprit orice fel de proiect. Nu, nu mai poți să ai iluzia și un proiect pe care ți-l pui. Nici măcar spui așa, domnule, mi-aș cumpăra și eu o mașină anul viitor. Nici măcar asta nu-ți mai poți imagina. Sau vreau să mobilez casa. Nici asta nu mai poți face, știi? Mă uit la magazinele de haine. Oamenii nu-și mai cumpără haine. Pentru că spun, da, domnule, dacă intrăm în carantină, unde mai port eu hainele? Deci, da, exact, din toate punctele de vedere, te blochează. Îți blochează creierul. Cred că asta e și ideea, până la urmă. Pentru că acel experiment cu o oaie pusă într-o cușcă și un lup alături într-o altă cușcă, după care în 8 ore oaia a murit de frică. Asta este ideea. Oamenii înfricoșați pierd imunitatea corpului și se îmbolnăvesc din ce în ce mai mulți. Băi, domnii mei, să dea Dumnezeu, hai să fim optimiști. Eu toată viața am fost un om pozitiv și am trecut prin de toate și voi, mai mult sau mai puțin, să credem într-o divinitate, să credem nu într-o divinitate, în primul rând să credem în noi, da? Că ăștia, dacă fac ce vor ei, nu pot să ducă la infinit. N-au cum. În definitiv, populația deține puterea din totdeauna, din istorie, de când vrei. Au fost și Alexandru Macedon, și Bonaparte, și Ceaușescu, și Stalin, și cine vrei. Au căzut până la un moment dat. Da, există un apogeu și o... E clar, dar e... Bravo, Eugen! Eugen, pentru asta ai 11%. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Am înțeles. Băi, mâncava și gurița voastră, mare plăcere, că îmi permis mare să plăcere, spun așa că e de suflet. Vă mulțumesc că ați intrat cu noi. E mare onoare. E într-adevăr, uite, noi e la mișto, s-a făcut bine pielea, ai înțeles? Mi-e drag să vă văd și să vă aud. Auzi, uite, stai o secundă să spun ceva. Stai puțin. Da, asta am să zic, că uite un prieten, Cristi Gireadă, care el este cu tot așa, cu sunetul, cu ecrane, cu echipamente, cu nu știu ce, îmi zice că e foarte bun sunetul. Îi mulțumim. Știi, adică, da, uite, ca să vezi că lumea urmărește și salutăm. Care se mai pricep. Da, avem și noi mesaje. Okay. Raluca Mihaela Ralu zice, da, eu și eu acum îmi aduc aminte seara de la Mamaia. După prima e din partea noastră, să știi că mesajele, da, dacă vin din partea, sincer spun, pentru că nu i-am văduvit. Noi ne vedem cu ei și după bravo, ce ieșim de la bravo, noi, bravo, noi măcar atâta. Dar, să ne facem. Vă mulțumesc pentru că fii atent, acum după prima discuție ne-am uitat după la prima piesă, da? Aveați 2000 și. Da, 2000 ceea ceva ce de alcans. Pentru noi e de follow, de oameni care se uitau. Da, da. Probabil că marea majoritate sunt de la voi, dar și de la noi. Să nu fim... Nu, de la voi, de la noi nu sunt așa. Da, sunt foarte mulți. Spun eu, până acum, un apogeu la artiștii români, care noi îi facem cunoscuți pe aici prin Spania, l-a avut Flavius, dar voi, Teodosiu, voi o să dărâmați. Cu tot respectul pentru Flavius, e prietenul meu din copilărie, am cântat împreună, dar proconsul e proconsul. Vă mulțumesc încă o dată, numele meu și al fratelui meu. O să mai intrăm. Intrăm? Da, nu putem să intrăm. Nu poți să lași așa. Mai avem ceva să ne spunem pentru final și îmi cer scuze că o să o mai ținem un pic. Haideți să punem... Punem două, ele au trei pregătite. Mai sunt trei pregătite. Punem două și intrăm și a treia. Vorbim și una. Da, e perfect așa. E perfect. Martin, dos tensiones, por favor. Lacrimă din soare, plină de culoare, zâmbet de lumină, sufletul melină, ca o primăvară care vine întâia oară. Ai adus cu tine dimineță mine pentru tine să
știi, număr noapte și zi. De șapte ori în șase seri, prin vise în cu treieri, din cinci povești în patru ești și-mi spui că mă iubești. Din trei lumini, doi oxenini, sunt ochii tăi, iubito. Unul este gândul care m-a făcut să cânt pentru tine. Să știi, număr noapte și zi. Stea târzie noapte, gânduri fără șoapte, soare ascuns în mare, unde ești tu oare? Fiecare clipă care trece fără tine mă cuprinde dorul zilelor senine. Pentru tine, să știi, număr noapte și zi. De șapte ori în șase seri, prin vise în cu treieri, din cinci povești în patru ești și-mi spui că mă iubești. Din trei lumini, doi oxenini, sunt ochii tăi, iubito. Unul este gândul care m-a făcut să cânt. De șapte ori în șase seri, prin vise în cu treieri, din cinci povești în patru ești și-mi spui că mă iubești. Din trei lumini, doi oxenini, sunt ochii tăi, iubito. Unul este gândul care m-a făcut să cânt pentru tine. Să noapte și zi pentru tine. Și n-am puteri,
față sper. Alungi orice teamă din gândul meu. Tu stai lângă mine, oricât îmi e de greu. Sufletul și inima ți le ofer. În viața asta și în cer. Să mă iei. Să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ies, când nu sunt eu, când mă pierd. Să fii drumul meu, să mă ajut. Când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Sunt eu când mă pierd, să fi drumul meu. Să mă ies, să fi drumul meu, să mă ajut. Când nu știu ce să spun, să mă faci un nou mai bun. Să mă ies, când mă pierd, să mă ajut. Să mă faci un nou mai bun. Să mă ies. Când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut. Când nu știu ce să-ți spun, să mă faci un om mai bun. Ultimul videoclip, ales ăsta, ultimul a fost crimă. Deci mesajul e extraordinar și regia lui Petcan, nu? Nu, regia, dar da, actorul da. E Bucur, parcă nu? Da. Actorul da, e... da, Dragoș Bucur. Dragoș Bucur, a ajuns pe la Hollywood. Parcă așa știu eu. Așa este, este unul dintre cei mai bine cotați actori da. Din România, da. Dacă nu cel mai bine cotat. Mamă, dar ce mesaj actor. Mișto e. Și titlul piesei, cu, da, dar spune ce, și cu corelată, cu imaginea. Ce spuneam despre texte care sunt... ajung direct acolo unde trebuie. Ne bucurăm, ne bucurăm tare mult. E, uite, vezi, e păcat ca... ca prietenii noștri din Spania să fie văduviți de spectacolele cu noi. Sincer, bine. Spun noi, în afară de cel de care vorbea Dragoș de acum din de acum 7 ani, 8 ani, n-am mai mers în Spania și ne-a părut rău că n-am ajuns acolo. Nu ne-am fi dorit neapărat să facem un obicei ca în fiecare an să mergem în Spania. Dar la fel cum am mers la Londra și lumea a primit foarte bine trupa noastră, românii de acolo au primit foarte bine Proconsul. Sunt sigur că și în Spania Bodo, s-ar fi Bodo, putut face cântări mișto. Vă promit în mod solemn și eu și fratele meu, dacă ne ajută Dumnezeu să se relaxeze un pic situația, prima trupă care va fi invitată, nu neapărat că suntem prieteni, pe meseria voastră, pe profesionalismul vostru, veți fi alături da, de dacă mea. Reușim să facem la Barcelona, reușim să prindem și românii din Franța, pentru că e foarte ușor să... E în granița, știi? Așa am gândit-o noi la un moment dat. Bodo, o întrebare. Copiii pe care tu i-ai înfiat să străiască și să fie fericiți și știu că vor avea o familie care Dumnezeu i-a binecuvântat. Tu îi duci pe drumul ăsta al muzicii? Mă, nu i-am forțat până acum, ce vor să facă, deocamdată bat la tobe amândoi, fac percuție și cântă cu voce. Da. Oh! Ce vârste au, Bodo? 8 și 9 ani. Ai. Nu, mie 7 și 8 ani, merg pe 8 și 9. Acum începe, acum poți să... Acum Dumnezeu poți să-i binecuvinteze. Să-i vezi cum, ce aptitudine au. Cam asta e vârsta, știi? Și o altă chestie... Păi așa începe și Adrian copilul din unul. Te-ai terminat, mă. E un om extraordinar, fără mișto. Așa este. Dar nu e că n-am vorbit în bal jocor, dar să destindem puțin situația aceea. Dacă prea eram supărați, da. Așa este. Promasăm? Bravo, fii atent. Deci eu am promis ceva, Bojo, eu vorbesc cu tine. Scuzele de rigoare față de Dragoș și Robert. Știi că noi am dat drumul la un festival, da, toate țările unde sunt comunități de romi. 29 da, de țări. E un Roma Song Contest, se cheamă. Dacă vrei, faceți voi legătură, dar n-avem niciun fel de treabă.
țigani, muzicanți din toate țările, din sunt 29 de țări. Am ales 15 în finală, rog. Da, da. Ok. Trebuia să-l facem pe 4 aprilie 2020, l-am mutat în 28 iunie cu pandemia, nu s-a putut, l-am mutat în 15 august 2020 și până la urmă am hotărât cu Robert și cu un partener de-al nostru care totdeauna a ținut aproape, Nicolae Păun, președintele romilor din România. Corect. Da? 15 august 2021. Și eu am vorbit cu tine, Bodo, la un moment dat, bă, te-aș ruga, ar fi o onoare pentru mine să fii în juriu. Rămâne data valabilă dacă n-aveți cântare, dacă n-aveți vreun concert. Poți să vii? Sigurat. Da, dar nu merge decât însoțit. Păi nu, acum urma invitația și pentru voi doi. Asta era ideea. Da, mă, da. Proconsul este în juriu, adevărat, pe bune. Ce? Puteți să vă dați o părere profesională, da? Să spunem, da, domnule, ăsta merită. Oricum, sunt somități. Sunt oameni din Spania. Dacă vreți, vă trimitem să vedeți cine participă din Spania. Este Antonia Fernandez. E nenorocire. Auzi. Sunt voi. Robin, că sunt ceva... Eugen. Da. Pentru că Eugen. Eugen acolo și Eugen. Acum mă direcționează mai puțin, dar sper să te cunosc. Azi spun, cu tine nu ne facem de rușine. Adică mulțumesc tare, mă. Nu trebuie deci, să mai fie alte soluții, ca să nu crede. Normal. Bodo este de ajuns din grupul nostru și ne onorează. Dar te rog frumos să nu-l pui lângă Damian Drăghici. Pentru că Damian Drăghici o sună pe soție și o întreabă la jurizare. Înțelegi? E liu rău, Robert, și el e foarte serios, uite-i față. Ține-ți aproape. Fiecare își face, noi nu avem voie, că nu ne permite educația și cum ne-am construit noi ca oameni, că până la urmă, ei bătrâni au educat ăia 7 ani, știi cum se spune de acasă. Nu, pe partea muzicală, noi ne-am gândit doar la Bodo. Am mai făcut propuneri. Vor fi compozitori, vor fi... Și nu numai din România, și de ei lor, și din Spania, în juriu, adică vor fi... Adică totul e deschis și cine și pe parte culturală, pe parte de port, de... Sunt mai multe criterii pe care se alege un concurs. Hai să-ți dau un exemplu. Deci, sunt convins că sunt greuțeni acolo ce se întâmplă. Greu. Da, i-am ales pe capete, pe bune, dacă auzi cântări, dar la Sârbie unul, mamă, ne-a omorât. Pe bune ne-a omorât. Și trimite-ne și nouă să auzim, că hai că-ți trimit. Niște chestii pe care nu le accesăm și nu știm de ele. Și de ce să nu le promovăm, dacă putem să le promovăm, să le promovăm și noi la rândul nostru, pentru că noi facem lucrul ăsta. Cu mare drag și mulțumim sigur pentru asta. Da. Uite, de exemplu, cum e Turneanu. A, da, da, da. Aici din România, participant este o fetiță în plină devenire, nu-i spun numele, ea știe, am ales-o, de fapt eu spun că nu-i niciun secret, Doinița, ceva, o chestie, atâta e, micuță, frumușică și voce beton. O să vă trimitem să o ascultați. Participantă din partea României, știi? Și în restul, hai să vezi, recital cu orchestră simfonică în spate. Frumoasă, rău. O știu pe Doinița, care chisă e frumos ca Mariah Carey. Bravo, bravo, tata, bravo, Robert, aia. Da, vor fi 29 de ambasadori din toate țările care... Ambasadele, toate. Băi, e împachetată frumos, frate. Foarte tare, foarte tare, bravo. Bravo, felicitări, dragilor. Da, deci nu vă stăbă, deci nu stați și voi liniștiți un pic așa. Păi de ce? Păi voi stați? De ce intrați? Bun, nu sunt cântări, dar de ce stați? Luni, miercuri, vineri. Că ne e dor de voi, da. Ne e dor de prietenii noștri și din Spania, știi, normal că ne e dor de... Da. Să dea Dumnezeu să fie bine. Dragoș, pozitivitate, tată. Da, corect. Păi da, auzi, să ferească Dumnezeu să fim pozitivi. Da, mai bine să fii negativ. Nu, îți jur, eu în toată viața mea, până acum și de acum încolo, n-am pus rău în față. Știi că mulți sunt, domnule, stai să o judei pe... Nu, instinctiv. Eu totdeauna pe terenul am luat instinctiv. Asta e entuziasmul tinereții care ți-a rămas. Și eu am rămas tot tânăr. Tot tânăr sunt. Și eu la fel, dar eu am 20 de ani, cât 21. Eu sunt mai mare cu tine cu câteva luni. Păi aia zic. Da. Auzi, Eugene? Hei. Auzi o vorbă frumoasă, că tu ai spus cu ajutorul lui Dumnezeu, dar să mai credem și în noi. Și mie mi-a plăcut asta, s-a făcut un pod între Dumnezeu și om, știi? Tu fără să-ți dai seama, da. Nu.
Nu, hai să spun ceva. Să nu supăr pe nimeni. Eu nu sunt nici ateu, dar nici habotnic. Pentru că, de ce, am mai deschis pe vremuri o carte și există o... Nu este elucidat pentru mine. Vorbesc de mine, ca persoană. Divinitatea, am venit, maimuțele, Adam și Eva... Nu! În primul rând, eu cred în mine, în puterile mele. Și lumea de după și aia, nu. Acum, eu vreau, ce o mai fi după, nu știu. Ei, am mai îmbătrânit. Da, el nu-i de acord că s-a făcut teologia, știi? Frate meu. Și sunt așa. E acum așa, într-o lume, între puntea aia de care spui tu, Robert, pentru că probabil că noi suntem predestinați ăștia cu numele de Robert. Păi am spus, am precizat, fără să-și dea seama. Exact. Dar nu v-ați fost atenți. Da, am fost foarte atent. Păi, fraților, a avut un prieten, m-am fost de mici copii, da? N-am, un mare toboșar, cam cel mai mare care l-am avut acum, după vreo 30 de ani. El știe, îi respect opțiunea care a luat-o de câțiva ani, dar mi se pare prea habotnic. Scrie pe Facebook cu psalmii, cu aia. Și noi am fost într-un râs total, adică în epoca noastră noi eram foarte jovial, râdeam, da? Și odată, domne, nu e bine, Dumnezeu, de acord. Hai să fim serioși, prietenul meu cel mai... Da. Prietenul meu... Stai un pic, stop un pic. Stop joc. Libertatea în Hristos, hai să spun ceva. Libertatea în Hristos nu înseamnă nici habotnicie, nici pus cenușe în cap, nu. Asta înseamnă normalitate. Asta e cu tine altceva, de acord cu tine. Faptul că te trezești de dimineață în regulă, că după ai avut niște probleme de-a lungul vieții, știu și eu foarte bine și știu toți cei care te cunosc, care în mod normal ar fi doborât un om, un om normal ar fi căzut, dar mulțumesc, rău de tot. Mulțumesc, ar fi căzut. Așa este, așa este. Faptul că ești în picioare acum, dacă nu te superi cu... Nu mă supăr, tati, nu. Cu, mamă, ce bine. Cu acordul tău vreau să spun că ești în picioare doar datorită bunătății și harului lui Dumnezeu care te-a ținut în viață. Care te-a ținut și te ține și te face să te trezești în fiecare dimineață, bine, să ai o soție pe care o iubești acum și m-am bucurat din toată inima și mă bucur și te felicit cu toată inima și felicitări, căsnicie fericită și o felicit pe soția ta pentru că s-a căsătorit cu un tip cu experiență de viață super tare și un om care a înțeles multe de la viață și sunt sigur de asta, dar încă o dată spun, toate astea ți se întâmplă doar datorită lui Dumnezeu, crede-mă. Doar datorită lui. Doamne. Și dacă nu uiți din când în când, dacă nu uiți din când, eu zic, dacă ar fi în fiecare zi, ar fi cel mai bine. Dar măcar acum începe așa, din când în când să-i mulțumești pentru atât tu în cămăruța ta, pentru ce ți-a dat, și pentru fata ta, și pentru familia ta, și pentru poziția pe care o ai împreună cu fratele tău aici, în DRTV. Da, și mai era o chestie. Să încerci să faci asta. Am tăcut. În sensul bun, Bodo. Eu n-am putut concretiza ce ai spus tu în câteva cuvinte. Pe bune, ca da. Să explic treaba asta. Eu încerc să o fac mult mai filozofic și merg pe Tao Te Ching și alte chestiuni. Să nu te enervezi, dragă Robert, să nu te enervezi dacă nu va primi de la tine. Nu e problemă, poate primește de la mine, nu, de la normal, Robert, poate primește de la altcineva. Mulțumim! Dar pentru că nimeni nu e proroc în țara lui. Aia e, bravo! Mulțumim, domnule, că poate să îi se închidă gura de la cineva, că tot Dumnezeu o face. Nu-i vorba. Mă enervează ăsta mic. Eu nu blamez, atenție mare, eu nu blamez. Jur, trec pe lângă o biserică, e o chestie care vine din mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu, îmi fac un semn al crucii, nu știu, așa m-a apucat. Dar pentru că am trecut prin atâtea, da, am făcut un pas în spate, dar în continuare există aici există o iubire care nu pot, e ancestrală, vine de undeva, ai înțeles? Față de divinitate. Da, uite. Tău, în ADN-ul tău, știi ce vreau? Amprenta lui Dumnezeu. Știi vreau? E clar. Hai să vă spun și eu ceva. Știi ce am vrut să spun acum? Că voi când vorbiți, adică eu îmi fac o panoramă, știi? În sensul că îmi place foarte mult jocul ăsta al inteligenței voastre, al conceptelor, al perceptelor, al... Da? Și
îmi fac și o panoramă. Și acum ce mi-a venit să spun de sus, așa, ție în mod special, Eugen, te rog, că pe Robert îl cunosc mai puțin, e pentru prima dată când îl întâlnesc. O să-l cunosc de lui, nu că vorbim. Așa. Zice așa că pentru simplu fapt că Dumnezeu este de partea omului, așa, zice că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Și am vrut să spun că tu ai început multe proiecte de-a lungul vieții, foarte multe proiecte de-a lungul vieții la început și ai reușit să le duci la bun sfârșit. Este da sau nu? Da. Așa vă. Da. Așa este. E, da, și, acum, este. Și acum, și acum, și acum, prin, prin acest lucru Dumnezeu arată că este de partea omului, pentru că zice, mă, ce aveți cu Eugen al meu? Că el a început multe proiecte la care voi la început râdeați și el s-a ținut de ele și le-a dus la bun sfârșit. Înțelegi ce zic? Deci el e de partea noastră. De-aia spune că el se ceartă cum ar veni cu cei care ar fi bagiocoritori și se spune cine îndrăznește să disprețuiască ziua începuturilor slabe. Știi ce zic? N-am știut chestia asta. Esența filozofiei. Îmi place cum vorbești. Păi și de asta și-au rezistat ei împreună. Ascultă-mă. Vicisitudinile vieții mele de până acum au fost, au fost și rămân undeva acolo, dar îi mulțumesc, auzi, și asta e toată vorba mea, face parte din vocabularul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să trec peste. Ce s-a întâmplat? O tragedie, o nenorocire, da? A fost ieri, da, mâine e o nouă zi. Aripile vântului, ați citit, le-ați văzut, da? Așa, da, sigur. Da, dar în loc de, aripi, de aripile vântului și de cititul, fii atent, uite, tu trebuie să-i spui Roberte, că ești frate. Da. Neapărat, fii atent că da. Cartea de instrucțiuni, știi cum e, că nu poți să-ți iei carnetul de conducere dacă nu citești codul rutier. Da. Zice Dragoș, îl citesc pe Dragoș, că e la zi. Dacă nu-l înveți. Dacă nu-l înveți. Dacă nu înveți, înveți codul rutier, trebuie să-l citești și să-l și înveți. E, la fel e și cu viața. Și cu cartea de instrucțiuni a vieții, care este Biblia, ca să ne înțelegem. Absolut. Bă, trebuie să ne apucăm să o citim. Eu am citit-o. Simplu, nu, o azi o pagină. Doi. Nu, eu nu, că nu fac, că multă lume, ce domne, o răsfuiște, citește ceva, ce am citit Biblia. N-au citit-o scoarță, mai iau o dată de la capăt, cinci o dată, și atunci ai să vezi câtă profunzime au acele cuvinte scrise, literele, frazele, propozițiile de acolo. De acord. Deci, sunt mari oameni ai lui Dumnezeu, crede-mă, sunt mari oameni ai lui Dumnezeu care la vârsta de 90 de ani, care studiază de 50-60 de ani de și nu-i dau de cap. Biblia și care la vârsta... Nu, ba da, îi dau de cap. Ba da, da. Mai de 90 de ani, de fiecare dată, descoperă. Da. Deci așa sunt e. Pasaje peste care au trecut de cel puțin 20-30 de ori. Da, același pasaj, da, da. Și care, la un moment dat, Dumnezeu se dezvăluie, la momentul potrivit, se dezvăluie și acolo. În felul în care... Noi avem nevoie, no. Practic. Despre asta e vorba. Dumnezeu ți se dezvăluie în felul în care îl poți înțelege. Ideea argumentului ontologic din argumentele pentru dovedirea de existența lui Dumnezeu spun că omul se naște cu ideea de Dumnezeu. Și atunci nu există ateu 100%. Există doar persoane care și ele cred în ceva. Și cu asta cred că încheiem pasajul ăsta, să zicem așa, așa religios. Eu trebuie să am ultimul, cuvânt trebuie să-l am eu. Da, corect, Dragoș. Se pare normal. Tu ai dus cerul la Mamaia și după aia cerul și o altă piesă la Cerbul de Aur. Zi, Dragoș. E un singur cuvânt vreau să mai zic. Zice, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Acum, ideea este următoarea, că oamenii înțeleg, când spun pocăință, se gândesc la secte, la basmalați, ba nu știu ce. Da. Pocăință nu înseamnă că trebuie să spui sac și să nu se încarce. Nu, e credință. Că îți înnoiești mintea. E credință. Nu, 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 înnoirea minții, asta înseamnă, știi? Da. Adică, domne, gândesc altfel și recunosc în toate lucrurile astea lumești, sănătate, toate căile mele, și în toate așa, îl recunosc pe Dumnezeu și gata, am încheiat. Da, este... Păi. Este foarte profund. Eu mereu le spuneam prietenilor și cei care mă cunosc și sunt destui aici în Spania că ideea asta de Dumnezeu vine prin argumentul pe care vi l-am spus mai înainte, argumentul ontologic, omul se naște cu ideea Dumnezeu, dar în același timp omul se naște și cu instincte. Și nu trebuie să fie făcută un amestec între ideea, ne naștem cu ideea Dumnezeu și instinctele. Cum iese copilul din burtică, începe să sugă lăptic din țâța mamei și așa mai departe.
Pentru că se demonstrează că omul lăsat în pădure își caută un fetiș, își caută un băț, o chestie, chiar dacă nimeni nu poate să-i spună că există Dumnezeu. Pentru că noi ne naștem cu această idee. E destul de simplu, e simplu, nu există o foarte mare complicație. Eu de aici am pornit la crede. Dacă vrei, complicăm noi. Dar, ce vreau să constat... Dacă vrei să complicăm. Că practic noi ne naștem din ființa adamică. Deci noi suntem născuți din Adam și Eva. Practic. Vezi, de asta sunteți... Pornim... Ceea ce vreau să spun, că în afara faptului că sunteți un grup, de-aia vă și ține Dumnezeu în grupul ăsta. Că spune, când doi oameni vorbesc despre Dumnezeu, al treilea este Duhul Sfânt care împlinește. Da. Doi sau trei. Trei. Dar știi cum este trei. O vorbă? Modo, mai există o vorbă, că ați intrat pe domeniul meu acum, și spune așa, a vorbi despre Dumnezeu este de argint, a tăcea este de aur. Pentru că uneori este mai important să nu vorbim decât să vorbim despre Dumnezeu. E o filozofie din asta asceților, ca să zic. Pentru că spune lui Martin că a rămas blocat Bodo. Da. Nu nimic, o să-și revină Bodo. Revine. Cum și-a revenit? Dar a rămas cu expresie. Da. Rămăsese acolo în imagine cu expresie extraordinară. Pus pe harță, pe ceva. Da. Băi, vă pup, vă mulțumim. Vă mulțumim deci, din suflet. Vezi, în afara faptului că... No, stai puțin, hai să-ți mai dau una. La al doilea set de piese, da, deja se dublase numărul Fălău. Da, am ajuns la 4.000 deci, spun, și ne-am închis, s-a dublat. O să vă sun să vă spun. Nu-i rău. Mulțumim. Mă bucur enorm. Mulțumim. Bună rău. Ne mulțumim și vouă și prietenilor din Spania. Care adevărat. O să vedeți. Pare, o să... Și se pare că da, că nu ne-au uitat. Știi că nu, e important, cu siguranță. Da. No. Voi... Oamenii români se real, uită. Real, Dragoș, un grup ca vostru nu poate fi uitat. E un evergreen în complexitatea lui. Ne aducem aminte de New York, New York, nu? Eu cred că nu există român când aude cerul să nu înceapă să fredoneze. Eu, în momentul în care am pus cerul, am început să cânt, pentru da. Că știu fiecare cuvânt și fiecare respirație și fiecare virgulă. Mie mi-a rămas, da? Cu, știi ce piesă de-a voastră? De la Ruș, din ce text mișto avea tot. 99. Da, el avea o afinitate cu Rusia. Mă, nu știu când a tras, mi se pare că a tras-o la Bada. La Chereștei. La Chereștei, la Andrei. Și eu mă duceam cu fiii mea, atunci a început să se iasă și ea să tragă și acolo am auzit-o. Da, este uluitor și de asta spun, poate și voi cu siguranță știți lucrurile astea. Dar cred că este foarte frumos să le auziți și din partea unei persoane care nu vă cunoaște ca și prieten. Pentru că eu nu v-am cunoscut personal și eu vă ascultam neștiind că Eugen este prieten cu voi. Pentru că noi, eu am fost mai mic, eu am luat altă direcție, alte studii. Fii atent, noi am pus niște lucruri la punct, da? Emisiunea, tu, Eugene, cu arta, cu muzica, nu știu ce. Zic, bă, am vorbit cu ăla, cu ăla și rămâne așa. Și când da. I-am spus că am vorbit cu voi prin Bodo, ce este... Deci, crede-mă deci că... Deci nu venea să creadă. Zic, diferența între noi este de 9 ani, da? În momentul în care Eugen era pe scenele restaurantelor sau pe scenele, alte scene din România... Stai mă, că m-ai făcut cârciumar, asta e proastă. Da, să că ai cântat în cârciumă la Pescăruș, la Miniș, ei au cântat la Miniș, era pe scene, dar pe scene, da. La cârciumă. Da, la cârciumar. La restaurante, da, mari restaurante. Aia a fost Robert, da. Robert, da. Robert, da. Și că era și el pe o scenă și se trăgea cortina. De fapt, era o fustă de țigancă, știi? Se trăgea cortina. Trăiască Timișu! Făceam, eram, cred că aveam 16 ani, nu, 14 ani, clasa 8-a, și mă duceam la Pescăruș, unde el îmi oferea în fiecare seară o friptură, pentru că făceam box și aveam nevoie de elemente nutritive. Și îmi dădea 100 de lei. Eram foarte mic. Îmi dădea 100 de lei, pe care eu, la rândul meu, împărțeam cu alți membri ai familiei. Ajunge. Dar nu vreau să... Ceea ce vreau să spun, că eu l-am cunoscut pe el, exact în epoca cu... Doamne! L-am...
L-am cunoscut în epoca cu Marcel Pavel. Erau amândoi doi zăpăuci, să zic așa. Oh, baby! Da, cântau, avea formația la Pescăruș. Și cântam de toate, că ce era că la restaurant. Când se termina programul la 1-2 noaptea, mie îmi lua un taxi, mă trimitea acasă. Eu a doua zi, hidratat fiind și cu mâncarea în burtică, mă duceam la antrenamente. Iar viața mea n-a fost asta de, de artist. Mă rog, am fost și un liceu de muzică, dar eu am mers mai mult pe alte... Stai puțin să vă mai spun ceva cu sportivul ăsta. Ca să mai, vorba lui Drago, să relaxăm. Oricum suntem foarte relaxați, cred, și oamenii de, ne văd de peste tot. Într-una din zilele de săptămânii trecute, mergea el în față așa, el e mai preocupat cu telefoane, mail-uri, eu nu știu din asta, eu sunt botă, sunt novice, îl las. Și mă uit așa la el, brațul mare. Eu am rămas cu brațul de când aveam 13 ani, la fel. Dacă n-am făcut spun. Zic, băi, și mă iau de corpul lui. Zic, bă, ce-s brațele astea la tine, mă? Azi de la box? Ce nu, frate, mi-am făcut și haltere și lupte și, și aveam mari nervi pe el. Zic, de unde i-a apărut, mă, așa? Și după aia mă uit mereu la brațele lui. Zic, eu, uite-ți, mă, e și mai mic ca mine, e urât asta. Nu e normal, e lipsă de respect. Da, bine. Da. Nu? Nu ai cum să treci peste asta. Mai ales că sunt un sportiv desăvârșit. A, gata, ți ajunge. Bun, te umși. Ideea este că acum un an și două luni am pus bazele proiectului și de un an și... Nu, mai mult, un an și patru luni, îl rog, Eugen, te rog frumos, vino lângă mine. Vino lângă mine. Televiziunea este făcută, Dragoș, Bodo și Robert, dintr-o tâmpenie. Nu au avut... Dintr-o ambiție. În momentul în care s-a terminat cu toate preparativele plății la Roma Song Contest, Eugen a apelat la câteva televiziuni din România. Să le promovăm, și să facem... nu i-au dat niciun răspuns. Era timpul foarte scurt până pe 4 aprilie și zic, nu te preocupa, Eugen, că eu fac o televiziune în Spania. N-am crezut, Bodo, jur că n-am crezut. Zic că bla, bla, vorbește și ăsta. Da, bine, în 5 zile emiteam deja în televizoarele oameni acasă. Și mi-a spus, uite, te vezi că am dat drumul la televiziune. Zic, ce, ma? Nu venea să cred. Și într-adevăr a făcut. Ei, s-a ținut de capul meu. Hai încoace, hai încoace, că nu pot să o duc la capăt. Zic, mă, Robert, eu sunt aici, sunt român. Noi suntem români și am ridicat mâna. Așa, acum, în momentul ăsta. Da, și ideea este că mi-a ajutat Dumnezeu să-i dea mintea cea de apoi fratelui meu și să vină lângă mine și adică să începem acum, cele mai importante adică proiecte până să vin încoace, am fost tâmpit. Nu, n-ai, ai fost foarte patriot. Mi-a dat mintea. Da, păi nu, patriotul... Fii atent aici, Robert. Da. Cum scrie în Biblie? Fiecare lucru are vremea lui. Exact. Da, așa este. Așa este. Și așa, este acum foarte... a fost vremea lui să vină. Exact. Dar ca să vezi nebunie, m-am chinuit aproape o lună de zile pentru că era în plină pandemie și nu puteam să vină. Deci era hotărât să vină și nu se putea. Nu puteam. O săptămână avioane, înainte, mașini. Când s-a hotărât bilet de avion, nu știu ce, a cunoscut-o pe viitoarea lui și actuala soție și zic, uite cum le face Dumnezeu, pentru că dacă ar fi venit aici nensoțit, este o chestiune de echilibru. Ok, stătea lângă mine, dar nu e același lucru. Plecam. Pentru că... Vă spun, da. Nu mi-am spus până acolo. Jumătatea fiecărui om este cea mai importantă din lumea asta. Am un prieten cam de vârsta mea și mi-a spus așa, bă, trebuie, bă, de 4 ani jumate, 5 ani singurel. Și, băi, frate meu, foarte apropiat, îți spune, bă, e greu când deschizi ușa și vezi lumina tot stinsă. N-ar fi mai bine să fie aprinsă? Sensul, ați înțeles profunzimea vorbelor. Normal. Să găsești pe cineva care să te aștepte, nu neapărat. Ha? Să ai cu cine să comunici, să schimbi o vorbă este și de foarte important. Asta e cel mai important. Și zic că așa s-au omogenizat toate, adică dorința mea de a veni, hotărârea lui de a veni, dar sunt sigur că dacă ar fi venit, nu ar fi avut același entuziasm pe care l-are în acest moment. Da, da. Faptul că este hai să cu trecem cineva. Și la muzică. Domnilor, la repetiții nu vă vedeți și voi? Mâine. Ba da, colegii s-au văzut astăzi. Ce piesă aveți pe... Era să zic alt cuvânt, dar se înțelege. În pregătire, piesă nouă. Nu o să pot să spun ce piesă avem. Nu. Aveți ceva în lucru? Nu. Dacă aveți. Da. Lucrați la ceva. Acum, rugămintea mea este următoarea, și a lui Robert. Da, e în sentimentul meu, oricum. Dați drumul la piesă.
Și haideți să mai facem și noi odată o emisiune. Când sunteți voi gata? O să vă spun din ce cauză. Eu văd semnale foarte tare acum. Și ne convine și nouă și vouă să vă promovăm aici pe teritoriul spaniol. Și nu numai. Vezi că emitem peste tot. Se preia peste tot. Da, de acord? Suntem și în ITPV și vă gândiți, Statele Unite, Dragoș, și peste tot. Tu ești gânditorul. O să-ți trimit pentru voi. La ce să ne gândim, stai un pic. Cred că mai am, sper să o găsesc, că am o versiune a piesei Tu, care se numește Miss Dudas. În spaniolă. Limba spaniolă, cântată de Bodă, da. Și dacă o am, o să vă trimit. Păi și hai să o facem la... Versurile sunt făcute de Joey Dalvare. Bun. Și am imprimat-o pentru că el i-a ținut foarte mult la versurile astea. Miss Dudas, știi, îndoielile mele, sau nu știu cum se de fapt se traduce. Nu, da. Miss Dudas. De ce din limba spaniolă? Neîncrederile mele. Da? Neîncrederile mele, da. Tengo duda, e ca și cum ai spun, nu sunt sigur, nu cred. E Miss Dudas, și sunt cu mare plăcere, problemele pe care le-ai tu cu tine. Stai că îi vorbesc doi și noi doi. Și mare plăcere că ați intrat. Pe bune. Și ne amintim cu plăcere de tot și viața noastră și avem atâtea subiecte să le vorbim și în primul rând vorbim pe același limbaj, muzicănțește. Nu zic muzicieni, nu știu ce, muzicănțește, nene. Ok, haide, o ultimă reflecție din partea voastră a celor mai iubiți. Da, da. Nu. Se formalizează Eugen ăsta, n-am văzut așa ceva. Bă, de cum se formalizează așa cu... Vă invităm, uite, dacă vreți să vorbiți, dacă mai intrați la noi. Păi mă, mi-e rușine. Dacă noi intrăm cu prieteni, de cine? Nu, Bodo, așa e normal. Nu mă formalizez. Este bunul simț, care și de la mine, și de la voi, și de la fratele meu către voi, și voi către noi, să întreb. Nu, băi, fii atent, frate meu, vezi că săptămâna viitoare mai facem o emisiune. Nu așa, Bodo, nu cred că e normal. Fraților, uite, mai faceți o piesă, ce aveți și vreți să o promovați și la noi, suntem alături de voi și așa se discută, așa cred că e normal. Cu drag, încă o dată spun, cu drag, suntem fericiți și mulțumim frumos că ne-ați invitat până emisiunea asta. Mulțumim frumos că ne-ați făcut puntea, ne-ați... creat o punte de cu prietenii și cu fanii noștri din Spania și nu numai din Spania, oameni care nu ne-au văzut de mult, au revăzut acum și și-au reîmprospătat amintirile. Trebuie să zic, totul este un dolce farniente, momentul ăsta, dacă mă întrebe. Nebuneala asta de COVID are și părțile bune. De fapt, omul găsește părți bune din rele, știi? Da, v-a dat un pic de timp să vă... Nu, că ne vedem așa cu toată lumea, voi cu fanii voștri, noi între noi. Și aveți timp de studiu, bine, trebuie să asigurăm și pocket-ul, buzunărelul. Nu, continuitatea. Pocket. Ok, o ultimă reflexie. Robert. Da. Eugen sar de la 11%, sar la 12%. S-a ridicat procentul. Mulțumim. Uite ce față serioasă are, știi? Stai ok, liniștit. Bodo. Să aveți viață lungă și să vă meargă bine, dragilor. Toate proiectele pe care le-ați început să desfășoare așa, fără opreliști. Asta vă doresc eu și mulțumim încă o dată pentru invitație. Noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim. Dragoș, ultimul. Iar eu de-abia aștept să ne vedem când, în octombrie, când o să fie spectacolul pe care vreți să-l faceți voi acolo. Cel târziu. Dacă 10-15 septembrie dau spaniolului drumul la cântări. În realitate, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să vă pregătiți Dragoș, să ne țineți 14 zile, că noi o să venim din România și din România o să lase încă garantia. Nu am nicio bucurie. Să facem mai multe cântări și stăm. Auzi? Cred că trimitem noi un polițist spaniol să vă zică că intrați în carantină. Da, în să vă ținem cu japca pe aici. Da. Să vă inventăm o hârtie, carantină, proconsul, 14 zile, știi? Și așa... Bă, bă, stai și tu, va mai fi. Stai. Mai avem puțin timp să vă... Da, tati, da, zi. Da. Când am fost la Madrid, când am venit la Madrid, ne-am venit
cu mâinile în buzunare, dar am avut niște echipamente, chitările, clapele și un rack de efecte pentru Bodor, deci partea de procesare. Deși ei au avut tot acolo, dar am vrut noi să mergem așa. E, și era Ciprian care a avut pretenția asta. Bă, și deci am aterizat la Madrid. Și după ce am aterizat la Madrid, am stat, cred că două ore, am rămas singur în aeroport pentru că nu mai ne ieșeau bagajele. Și când au ieșit bagajele, pentru că ei au chitările au trecut, bineînțeles. Clapele lui ăsta, i-au rupt o clapă, au deschis cutia și au săptat să vadă ce e pe acolo. Și i-au rupt o clapă, ne-am trezit la cântare. Nici măcar nu ne-au spus, au băgat-o la loc și patru clape de aur. Patru clape. Mamă, frate. Așa. Păi patru clape în patru case, ca să fie așa. Și după aia aveam un rack de efecte și aveam un preamp cu lămp, care probabil când l-au băgat în ăla de raze X, au văzut lămpile alea ca niște bombițe, ce-or fi zis. Bă, ne-au desfăcut capacul de... Ne-au desfăcut capacul de la alea să vadă ei că nu e nimic acolo. Dar nu era normal, trebuia să fie în prezența unuia dintre voi. Nu, dacă reușim să facem lucrul ăsta, tot ce se întâmplă în acest moment trebuie să meargă cu o mașină pusă de noi la dispoziție, care e o dubiță. Vreți să vă aduceți? Nu e o problemă. Chestii strict profesionale. Nu, riderul tehnic, așa vreau să fie scena, astea sunt sculele, backline-ul, vorbim clar, știm ce vorbe avem de făcut. Aia vreau să fie fața, aia vreau să fie spatele. Astea le vorbim. Să ne vedem. Chiar Doamne nu spun că să se întâmple, dar abia aștept să ne vedem, ca să știm. Da. Clar. Deci, e promisiunea așa, de noi doi e promisiunea făcută. Dacă ne și găsim Dumnezeu, dată liberă și de voi, că dacă se deschide și încep cântările, să vedem când puteți. Da. Vă pun și vă rog. Noi suntem ocupat aproape toată, dar găsim noi. Am înțeles. Vă pup pe toți, sănătate inima, la familii, la copii, la toți ce iubiți voi. La voi la fel. Și voi la fel să fiți sănătoși. Îi salutăm și pe fanii voștri, probabil că voi să mai rămâneți cu ei sau nu, dar oricum îi salutăm și mă bucur că țin aproape de voi și voi de ei. Doamne ajută! Pupăm. Mulțumim din toată inima, dragilor! Numai bine, Doamne ajută! Pa, pa! Pa, 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 iubiților! Pa! Povestea noastră de dragoste au mai spus-o mulți, fericiți ca doi copii prinși în trupuri de adulți. Și le-am făcut pe toate, nu ne-au oprit nimic, dar poate ne-am grăbit. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici, încerc să mă obișnuiesc când ești aici. În loc să mă iubești, tu îmi explici, am ucis tot ce aveam, suntem complici. Și n-am nevoie să am, că deja știu, deși pare de vreme, e prea târziu. Mi-am gândit și azi, repede tot, deși pare de vreme, e prea târziu. Orele și nopțile, ți-am luat visele, mi-ai dat și amintirile. Acum le simt pe toate cum mă trag înapoi și mi-amintesc de noi. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici, încerc să mă obișnuiesc când ești aici. Tot ce aveam, sunt incomplici. Și n-am nevoie să am, când deja știu, deși